bune, eu sunt Zenea, azi am revenit cu un nou videoclip. Astăzi, împreună cu Tomiță, vă vom prezenta un nou concept foarte ingenios pe care eu îl ador mai nou. Folosesc acest lucru aproape zilnic de când l-am primit și sunt îndrăgostită de el. Pentru a vă da un indiciu despre ce o să vă prezint astăzi, am o întrebare pentru voi. Voi cum vă îmbrăcați cărțile? Știu că sună ciudat, dar fiecare om ar trebui să-și îmbrace cărticelele. Nu cu haine adevărate, ci cu o copertă de carte, că mi este aceasta, de la Booklook. Ei au făcut o copertă dintr-un nou material. Acesta este modelul nou. Cam așa arată cu trandafir și mie mi se potrivește de minune. Este o copertă mai grosuță. Și poate fi, știu că pare foarte largă, dar este potrivită pentru orice fel de carte. Pentru o carte mai groasă și pentru una mai subțire. De exemplu, o să vă arăt cum încape pe cartea Călărețul de Aramă, care este una dintre cele mai groase cărți din biblioteca mea, însemnând 919 pagini, deci este super groasă. O să așezăm coperta și o să-i opun cărții mele. Încape de minune și eu zic că este foarte folositoare, deoarece de obicei cărțile mele arată oribil pentru că citesc foarte mult stând în apă, pun mâna udă pe carte și la cărțile paperback am un mic dezavantaj, deoarece coperta lor se rupe mult mai ușor așa. De exemplu, la Prințul Nemilos am pățit acest lucru, cartea și s-a îndoit colțul, s-au crânțat paginile. Și cartea nu mai arată atât de bine cum arăta înainte. Și uitați, așa arată și pe Călărețul de Aramă. Așa vă puteți proteja cărțile mult mai bine, deoarece așa apa nu va mai ajunge la carte. Și mi se pare mult mai ușor să citesc cărți paperback, când nu am grijă că cum o să ud cărțile, cum o să arate cartea în bibliotecă, nu o să le mai pot poza, fiindcă sunt rupte, îndoite. Și atunci folosesc această copertă de carte. Eu să pun pe cu toții să ne-am făcut din molecule de Susan Nielsen, pe care o să citesc în cadrul maratonului Reading Rush. Și ce mi se pare foarte tare la această copertă de carte, Booklook se numește, este faptul că nici nu are un preț prea mare, dar este făcută din România, din tot felul de materiale. Eu am văzut unele minunate la ei pe pagină și vă las în descriere linkul către pagina lor de Facebook, de unde și puteți achiziționa această copertă de carte, dar și puteți vedea ce modele mai au, deoarece se pricep de minune la a face aceste coperte care ne protejează cărțile. Voi, cum vă îmbrăcați cărțile, lăsați-mi în comentarii, poate voi folosiți o copertă de carte sau o folie, vreau să aud și răspunsurile voastre, mie îmi place foarte mult că nici nu se vede ce citesc prin ea, așa nimeni nu mă poate judeca, de exemplu, dacă citiți în tramvai sau în metrou. Și mi se pare super tare, iar eu o folosesc cu drag în continuare. Deci, sper că v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să vă abonați la canalul meu, dar nu uitați nici să intrați pe pagina celor de la Booklook pentru a le da și lor un follow și pentru a vă găsi îmbrăcămintele potrivite pentru cartea voastră preferată. Pupici și spor la citit! Pa!